Domnule Moisescu, cum percepe publicul clujean festivalul Untold? Este o percepție mai degrabă pozitivă sau una mai degrabă negativă? E clar, percepția este preponderent pozitivă, dar spre surprinderea mea, se pare că a existat un efect de spirală a tăcerii în rândul publicului clujean. Cel puțin eu și grupul meu de cunoștințe trăiam cu impresia că o mare majoritate covârșitoare susține organizarea festivalului în oraș. Totuși, părerile sunt cele mai împărțite decât ne-am fi așteptat inițial, în sensul că, de exemplu, dacă analizăm comparativ grupele de vârstă, cei care sunt peste 35 de ani, par să susțină în ceva mai mică măsură organizarea și susținerea organizării festivalului în orașul nostru, iar dacă comparăm participanții la festival cu cei care nu au avut niciodată experiență în sensul ăsta, vom vedea din nou niște diferențe majore și aș putea chiar menționa că în rândul celor care nu au avut experiența de festival există chiar o împărțire aproape egală între cei pro și contra organizării sale. Dar evident există o majoritate covârșitoare în rândul celor care au avut experiența de festival. Dacă ar fi să menționăm în privința percepțiilor, care ar fi lucrurile bune pe care le aduce Untold comunității? Există evident cel puțin trei categorii de beneficii pe care le produce. Pe de o parte sunt beneficiile economice, de care se vorbește foarte mult. Există și beneficii sociale, inclusiv cele ce țin de îmbunătățirea calității vieții. Și mai sunt și beneficiile de imagine, de imaginea orașului în rândul comunității naționale, internaționale și așa mai departe, inclusiv în direcția atragerii de turiști. Și din punctele astea de vedere, se pare că clujenii tind să fie de acord că, în principiu, fiecare dintre aceste aspecte reprezintă un beneficiu direct al organizării festivalului în oraș. În privința lucrurilor negative, ce percep oamenii mai cu seamă? Da, în ceea ce privește potențialele efecte negative, percepțiile clujenilor în general sunt mai moderate, mai puțin negative în zona celor care au participat la festival. Deși ei experimentează eventualele efecte negative, inclusiv prin, hai să zicem, deteriorarea parțială a spațiului verde unde se organizează festivalul, ei percep în mai mică măsură ca fiind un impact negativ acest lucru. În schimb, dacă ne uităm la cei care n-au avut experiența de festival sau la cei care au vârstele ceva mai puțin tinere, să zicem 36 de ani, 40 de ani și așa mai departe, există o tendință de a fi în general de acord cu faptul că festivalul generează și aglomerație, că generează și deteriorarea parțială a unor spații verzi, spații publice, recreaționale și mai ales cu faptul că organizarea festivalului tulbură oarecum viața cotidiană a locuitorilor, generează un stres suplimentar pentru ei și că în realitate nu e chiar o îmbunătățire neapărat a calității vieții în perioada festivalului. Dacă ar fi să ne jucăm puțin de a sociologii, da, și să revenim la teme, la întrebări pentru a sublinia anumite lucruri, aș vrea să vă rog să revenim la ideea principală. Percepția despre Untold este mai degrabă pozitivă sau mai degrabă negativă atunci când tragem linie și adunăm? Dacă tragem linie, este clar o percepție pozitivă. Indiferent dacă vorbim de cei care au avut experiența festivalului sau nu, indiferent dacă vorbim de cei mai tineri sau cei mai puțin tineri, întotdeauna vom vedea peste 50% din respondenți sau din clujeni în general fiind mai degrabă de acord cu faptul că festivalul ar trebui să se organizeze în continuare și că chiar ar trebui să fie susținut de autoritățile publice, mai puțin din bani publici, dar susținut prin facilitarea accesului la anumite, elemente de infrastructură locală.